Exact. Vă propun un lucru. Să aflăm câștigătorul, să-l aflăm pe cel mai bun, traducând steluțele în note. Începem? Să începem. Adică, o să aflăm acum ce punctaj ați luat. Ia cătă ecranul ăsta. Avem așa, Alexandra, Robert, Ana, Rareș și Andreea. Of, 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 of. Eu zic să luăm așa. Hai să aflăm notele. Începem cu Alexandra? Alexandra? Hai cu notele. Auzi? Tu până la cât știi să numeri? Da, știi așa, de la 1 la 4, la 5, la 6, la 10, știi? Bravo! Hai cu notele. Fiecare steluță înseamnă câte o notă. Wow, wow, wow! Avem notele! Stați așa să vedem, să vedem, să vedem! 34 de puncte, Alexandra! Maximum înseamnă 40, da? Maximum înseamnă 10, 10, 10, 10. Vă propun pe Ana! Vă propun pe Ana! Bine! Ana! Știți cum îi bate inima? Pa! 34 a avut Alexandra. Hai să te vedem, Ana. A cântat operă. Și cum a cântat operă? Și cum a cântat operă? Avem nevoie de notele voastre. Wow! 8, 8, 8, 9! Ho-ho! Excelent, Ana! Mamă, ce note! Bravo, Ana! Cei mai buni din cei mai buni sunt aici! Vi-l propun pe... Hai și cu un băiat! Hai cu Robert! Hai cu Robert! Robert! Hai, Robert! Hai, Robert! Zece, zece, nouă, șapte, ți-a dat Cerebel. Ții minte că ai avut o stea roșie, atunci știi și de unde o ai, de la Cerebel. Dar fii atent, ai un 10 de la Pepe, un 10 de la Dorian, unul de la Alina și ai steluța aia de la Cerebel. Asta înseamnă în total 36, Robert! 36! Ia cu Rareș, ia notele pentru Rareș. Cei mai buni din cei mai buni sunt aici. Oricare ar fi notele astea, oricare ar fi ele, aici sunt câștigătorii. Rare! 8, 9, 8, 8! Ho-ho! Înseamnă un total de 33 de puncte. Și am nevoie acum de notele Andrei.
Andreea! Nouă, opt, nouă, nouă, în clipa asta, Robert e next starul serii! Robert e marea finală! Copiii românilor sunt extraordinari! Robert are o mamă din România și un tată din China! Next star, am început! Așteptam. A fost o concurență foarte, foarte mare și mă bucur foarte tare că am câștigat această ediție.